atenția spre ceea ce urmează, un rapid shape și un meci de play-off cu ei două echipe care sunt pe locuri de play-off, au încheiat anul trecut pe locuri de play-off. Rapidul, știm foarte bine, n-a reușit până acum, n-a făcut nicio achiziție cu același lot și cu, cum să zic, și cu anumite ezitări în finalul de an 2022. Să vedem cum este la prima apariție oficială în 2023. Să vedem și echipa lui Cristiano Bergodi. Hai să ne uităm pe primul 11. Începem cu cine vreți, cu Rapidul. Horațiu Moldovan, bineînțeles, este în poartă. E și ziua lui. Iată, Horațiu Moldovan face astăzi 25 de ani. Să zicem că pentru un portar e o vârstă optimă, adică de la e care poți, să, poți să, să avansezi, să crești în carieră. Da, parcă la 25 să-ți fii... Bine, e titular la Rapid, asta e ok. Dar parcă să și ai o, o, un cheag mai... un cheag la echipa națională, nu doar da, dezavantajul două, trei lui, convocări. Dezavantajul lui este că a apărut târziu în prima ligă. Așa este, da. Că până acum un an nu știa nimeni pe Moldovan și n-a avut mai nimeni încredere în el în, când a, a apărut. Nimeni nu se gândea că e un portar suficient de bun pentru Rapid. Da. Dar ne-a surprins pe toți. Da. Unea săpunarul Iacob Moraes, Drăguș Grigore nu este pe, pe foaie. O fi suspendat, poate ne, ne interesăm și vedem. Mister ziceai că nu e 4-3-3. Da, cred că va fi Albu cu Kait în fața apărării, deci 4-2-3-1 cu Panoi în dreapta, ai mers în stânga, iar Ioniț în spatele lui Dogan, zici. Cum vezi primul 11 al Rapidului? Mi se pare, eu cred că Rapid a dat cel mai bun randament în formula asta, cu în sistemul ăsta cu 4-2-3-1. Da, având și jucători foarte buni în benzi. Plus că tot timpul, mai ales Albu cu Kait, sunt doi jucători disciplinați, doi jucători care acoperă foarte bine zona din fața fundașilor centrali. Acum ai și Săpunaru cu Iacob, un cuplu de fundași care vom vedea un Rapid care va avea și o construcție foarte bună de pe linia de fund, cu Morai și Onea mai sus. Este un meci, nu știu, cu între două echipe cu pretenții europene, și Rapid și Sepsi. Și nu e neapărat rău că nu sunt jucători noi, că în vară veniseră foarte mulți. Se merge pe, noi. Pe continuitate. Da, trebuie să fie asamblată mai bine echipa. În vară erau o grămadă de piese noi. Și la Sepsi. Și la Sepsi la fel. Da, arată foarte bine și Sepsi. Da, hai să vedem și primul 11 al lui Cristiano Bergodi. Omul fără carne de antrenor. O să mai glumim pe tema. Apropo de asta, am văzut la voi peste pe gazetă da. Că e pe ordinea de zi. Cazul Pintilii, nu? Săptămâna viitoare sau pe 23. Da, suspendare pe 18, parcă. Poftim? Parcă pe 18, parcă era data. Nu mai știu data. Care 18? Ce suspendare? La comisie. Sau 23, da? E pe 20. 20, da, da. O fi 23. Am reținut, ești. Da. Suspendare de la 4 etape la 6. Asta riscă. Da. Da. De ce? Că n-are carnet, nu știu. Că n-are carnet de antrenor, că nu e antrenor. Păi de ce să suspensi pe ceva care are un statut foarte clar acolo? Ce este? Delegatul echipei, nu? Sau ce are? Cum să-l da, suspensi? Pentru că a condus antrenamentele din Antalya, și ce, dacă... unde n-a fost nicio persoană calificată ca antrenor. Regulamentul te obligă să ai un antrenor calificat pe teren la antrenament. Adică pe Strizu să-l fi avut. E, cum să... Cum adică să suspensi? Inclusiv în cantonament? Sau în... No. În toate antrenamentele, în toate zi de zi, okay. Să fie o persoană calificată pe teren. Bun. Și pentru că a dat, probabil pentru, și pentru că a dat indicații, fiind delegatul echipei, nu? Indicații l-a dat când era în perioada aceea de grație. Ah, cu aia cu derogare. Atunci a avut voie cu derogare. Deci de asta, practic. Pentru că a mers... Da. Bun, dar de ce... De ce suspens pe Pintilii, totuși? Pentru că echipa n-a avut antrenor pro în cantonament? Adică clubul este în culpă, nu Pintilii. Dar de ce, și asumă responsabilitatea federația sau cine e chestia asta? Ceea ce se întâmplă la un club privat. Da, e un club privat. Dacă clubul ăsta privat, președinte, ownerul ăsta, și asumă să-l pună un delegat de echipă să antreneze echipa, poftim? E un club privat implicat într-o competiție cu niște regulamente. Reguli. Care regulă? E regulă, să ai un antrenor cu licență. Păi dacă tu ai acceptat tacit că ăsta antrenează... Cine a acceptat tacit? Federația, cine sau cine se ocupă de chestia asta? Federația n-a acceptat. La Croitor a acceptat că i-a dat hârtie de antrenor.
La Pintilii n-a acceptat, că nu i-a dat hârtie de antrenori. Croitorul are hârtie, că e antrenor. Cum s-a pronunțat Beccari? Că există, așa, dacă regulamentul îmi permite, așa, da? Cum suspens după Pintilii? Adică suspensi un delegat, da, al echipei? Da, s-a pronunțat Beccari, dar regulamentul nu-i permite. Stai mai puțin, tu suspensi un delegat al echipei? Eu nu înțeleg de ce îl suspensi. Păi asta spun. Pe el. Cum să suspensi un delegat al echipei? Pă bune, e gluma asta. Nu e o glumă? Nu. Regulamentul te obligă să ai antrenor calificat la antrenament. Da, dăm și regulamentul... Și de ce pedepsești după Pintilii, da, și nu pe delegatul echipei? Regulamentul obligă și ca persoanele din staff să-și respecte rolurile pe care le au. Nu trebuie să-mi traduci de trei ori. Eu te întreb pe tine altceva acum. Da. Suspensi un delegat al echipei care antrenează echipa? Ăsta nu e antrenor. Suspensi. Păi nu e antrenor, cum să suspensi un delegat al echipei? Păi de ce să nu-l suspensi? Dacă îl judecă comisia antrenorilor, cum să-și suspensi tu? Nu. Judecă comisia de disciplină din federație, nu antrenorii. Directorul școlii de antrenori a sesizat comisia de disciplină. Pentru că el n-a respectat rolul pe care îl are el oficial în club, n-a respectat fișa postului, deci, și a depășit-o și a antrenat echipa. Deci, ne trezim în fiecare zi cu câte o glumă. Așa cum ați scris voi, nimeni nu-și respectă rolul. A, de ce nu e și Filip? De ce nu e și Ovidiu Petre, spui tu, întrebi. Eventual. Da. Sunt întrebări bune. Mă rog, asta o să vedem. Dacă îl suspendă și dacă primește și clubul o amendă. Pentru că, de fapt, clubul e, din perspectiva mea, clubul este în culpă, da? Dacă regulamentul zice, domnule, trebuie să am antrenor pro la fiecare antrenament, păi clubul este în culpă. A, păi, bun, hai să nu mai așteptăm. Și cum la un amical, da, Marius Avram, care e suspendat sau nu are drept să, nu știu cum, să arbitreze, îl suspens? Nu e chiar aceeași legătură. Măi, stai eu puțin, cum? E un cadru, e o societate privată, da? Care are o activitate. Da. Da, păi și activitatea aia și amicalul ăla, care dacă are... nu e la o bere între băieți, și amicalul ăla este cu niște reguli. Arbitrul este legat de comisia de arbitrii. În cazul ăsta, analogia nu este amical? Ok. Da, adică meciurile amicale, așa este. Eu nu pot să joc un amical așa cu a doua echipă, cum? Trebuie să te anunți pe tine că am meci amical cu a doua echipă? În principiu, cred că da. Nu știu, nu, dacă joci în cadrul antrenamentului, faci tu un joc așa, împarți lotul în două, n-ai nevoie de arbitru CCA, nu? Nu. Și arbitrii, oricum, dacă merg să arbitreze un meci amical, sunt obligați să anunțe înainte Comisia Centrală. Mă duc să arbitrez un meci amical. Aici legurile sunt un pic altfel la arbitraj. Da, înțeles, dar nu asta să suspensi un delegat al echipei, mi se pare o glumă bună, rău de tot. De ce? E un pic ridicol, pentru că asta înseamnă că s-au făcut... Păi dacă el o face pe antrenorul, poate că nu e atât, o glumă atât de bună. Da. Din moment ce Pepeliță, Croitorul, Poinaru au fost suspendați, mă aștept ca și Pintilii să fie. Dar au fost acolo în Antalya și au văzut că el făcea asta pentru că o comisie de disciplină te suspendă pe baza unor dovezi, unor hârtii, filmări, nu știu, s-au dus în Antalya și au văzut că Pintilii făcea aceste antrenamente. Altfel n-au cum să dovedească că el în Antalya... Bine. FCSB el e cel din avanță, nu știu, adică pare ridicol. Sunt imagini, cu el, da. Dar FCSB nici măcar n-a mințit. Nu a căutat să mintă. Da. FCSB a anunțat, Strizul rămâne aici, că n-avem nevoie de el. Conduc Pintilii, Ovidiu Petre, Lucian Filip. Bun, hai să nu ne mai întoarcem iar, că avem meci. Da. Ne mai întoarcem iar la discuția. Hai să așteptăm decizia cum se disciplină. Las, stai liniștit, o să se certe cine trebuie să se certe. Noi, mă rog, ne certăm și noi. Se pare o glumă. Adică cum să... El s-a dus acolo, l-am văzut într-o chestie, a luat frumos chestia și a anunțat așa. Schimbăm acum numărul 4 cu numărul 3. Tocmai ca să dea impresia că se ocupă și de asta. Da. Gluma, mister, e alta. Te rog. Nu asta. Asta ar trebui să, odată și odată, să avem niște regulamente clare, care nu se bat cap în cap, în care federația să nu se facă de râs ca în alte cazuri. Poate și pe aici, comisia prin cazul ăsta. Da, comisia asta de disciplină, gluma... când jucătorii ăștia... Iartă-mă că te trup. Bă, comisia asta de disciplină... Așa. Când dă un antrenor afară și așteaptă 10, 15, 20 de luni ca să le dea banii la antrenor. Când jucătorii nu sunt plătiți. Când un jucător care depune, sunt vai de care depune memoriu. Depune memoriu și trebuie să aducă aproape 3, 5, 7 luni să le dea... De acord. Ce înseamnă tot comisia asta? De acord. Doar că, ce vreau să spun e că gluma e în altă parte. Este la FCSB gluma. Pune antrenor cu licență pro, pune-l să antreneze. Asta e caz local, nu se întâmplă nicio țară, am spus-o. Nu există. De la gluma asta pornește.
Păi tocmai acum ce fac? De la gluma asta, dar în alte glume. Deci comisia de disciplină a suspendat delegatul echipei că și-a permis să conducă un antrenament. Asta va fi, cum se numește în termen juridic, acuzație. Nu acuzația, mă, când se dă încheierea. Încheierea judecătorului. O să fie o încheiere că... Păi nu un antrenament, toate antrenamente. Încheierea sentinței sau cum se numește? Cum se numește? Da, încheiere, încheiere unde ei motivarea. Motivarea, asta, motivarea, da? Motivarea. Verdictului. Motivarea verdictului, delegatul echipei și-a asumat rolul de antrenor principal și trebuie să-i dă între 4 și 6 fiind la, ne fiind la prima ne fiind la prima abatere, nu? Da. Sau e la prima abatere? Păi cum? N-a mai fost? Sau nu știu dacă e prima, dar școala de antrenori a avut nevoie să adune un dosar, să adune ca un procuror, să adune dovezi antipintilii înainte să deschidă procesul. Exact. Dar așa e cum spui tu, cluburile... ce dovezi, că Gigi Becali spunea aseară că nu e nimic, doar nu, în dosar, școala de antrenori a atașat imagini din conferințe de presă, așa. Imagini din antrenamente... Acolo a jucat și acolo rolul. Da, conferințe în care Pintilii vorbea ca un antrenor. Așa. Și toate sunt dovezi împotriva lui. Dar cluburile sunt... aici în culpă, pentru că în România trebuie să existe, ca să evităm astfel de situații, un regulament care să fie cam atât. Ca să prevezi totul, să nu poată nimeni să păcălească. Eu nu cred că în Anglia așa arată... De obicei, regulamentele cu cât sau legile sunt cu cât sunt mai subțiri, cu atâta sunt mai clare. Și acoperă mai mult. Cu cât e mai mult, stai să caut la litera D, la nu știu ce. Dacă e mai subțire, totul clar. Bun, nu înseamnă că nu pot fi schimbate legile și că lucrurile cu care te confrunți nu te adaptezi la ele. Ok, n-ai putut să prevezi acum 20 de ani că nu știu ce se va întâmpla. Ok, dar vezi ce se întâmplă, încerci să schimbi astfel încât nimeni să nu poată să meargă așa, pe lângă regulă. Da, înțeleg că